La unitatea de primire a urgențelor s-a înregistrat un număr record de prezentări, cel mai mare din ultimii 14 ani. În doar 24 de ore, 352 de bolnavi au cerut ajutorul medicilor urgentiști. Pacienții au fost consultați de 8 medici. Asta înseamnă că un singur medic a pus aproximativ 40 de diagnostice într-o singură zi de muncă. Într-adevăr, în cei 14 ani de existență a unității de primire a urgențelor, pentru prima dată au fost depășite 350 de prezentări în 24 de ore. Asta s-a întâmplat în garda dinspre 12-3 februarie. Mai precis au fost 352 de prezentări cu pacienți care au prezentat diferite urgențe. Dintre aceștia, 127 au necesitat și internarea într-una din secțiile spitalului. Din cauza aglomerației, au fost pacienți care au așteptat și 3 ore până la primul consult medical și câte 8 ore până să afle dacă vor fi spitalizați sau pot urma un tratament medical acasă. Au stat și 6 ore și 8 ore pacienții până la finalizarea actului medical. A durat 2 ore și jumătate, 3 ore până la primul consult medical, dar trebuie să fac aici precizare importantă. Au fost doi factori care trebuie luați în considerare. Unul, cel care îl spuneați și dumneavoastră, practic personalul UPU este într-un număr dat și capacitatea de a face față se păstrează, dar cu prelungirea timpilor de așteptare. Pe de o parte, pe cealaltă parte este pur și simplu capacitatea fizică, numărul de paturi de consultație a urgenței de a primi pacienții. Practic, este foarte dificil să dai jos de pe targă un pacient, spre exemplu, care are un sindrom vertiginos, un pacient care nu poate sta bine pe picioare, să-l dai jos ca să pui un alt pacient care are sindrom vertiginos până când primul nu este rezolvat. Pentru un astfel de pacient este nevoie de 3-4 ore cât durează o perfuzie, de reevaluare neurologică și apoi să ia o decizie dacă se internează sau poate pleca la domiciliu. Conducerea spitalului recunoaște că din cauza numărului mare de prezentări, între 2 și 3 februarie, activitatea în UPU s-a desfășurat cu dificultate. La un moment dat, medicii au rămas fără paturi disponibile pentru pacienți. Unii bolnavi au făcut perfuzie stând pe fotolii rulante sau scaune. S-a găsit soluția ca pentru unii pacienți care aveau nevoie de perfuzie, dar nu trebuiau să stea întinși, să stea pe unul din scaunele, din fotoliile rulante care le avem în urgență, în unitatea de primire a urgențelor. Sigur că au stat câte doi în pat? E posibil să fie ajuns la o situație de genul ăsta. Noi nu suntem unitate cu paturi care spitalizăm, pur și simplu. Pentru a face față numărului tot mai mare de prezentări, directorul Spitalului Județean, Vasile Râmbu, vrea să extindă unitatea de primire a urgențelor. Din partea Ministerului Sănătății, care tutelează activitatea care controlează, coordonează activitatea din unitățile de primire a urgențelor, să obținem acceptul de modificare a organigramei în sensul de a putea să angajăm personal. Câți medici? Am făcut un calcul estimativ, nouă ne-ar trebui un număr suplimentar de 8 medici. În luna ianuarie, 8.000 de pacienți au cerut ajutorul medicilor urgentiști din Suceava.